În această după-amiază, societatea Hidroconstrucție a turnat asfalt direct în noroi, la capătul străzii stadionului, intrarea dinspre Dârlos. Operațiunea a fost oprită de viceprimarul George Petrescu, care a solicitat ca lucrarea să se facă așa cum trebuie. Am verificat lucrările făcute de Hidroconstrucția pe strada stadionului și am constatat că turnarea asfaltului, stratului suport pentru stratul de uzură, nu este corespunzătoare. În acest moment am oprit turnarea asfaltului, am chemat managerul de proiect și șeful de lucrare să luăm măsurile necesare pentru a rezulta o lucrare corespunzătoare. Mai exact ce s-a întâmplat? S-a turnat direct în noroi? Sunt zone lângă bordură în care pământul care a fost pus la umplutură nu a fost corect scos afară, iar nici și zona respectivă nu a fost compactată ca lumea, și avem zone în care tăietura care se face pentru ca în momentul în care se toarnă asfaltul nou, îmbinarea dintre asfaltul nou și asfaltul vechi să fie corectă, a fost executată tăietura, dar asfaltul vechi nu a fost scos. În capătul celălalt al străzii s-a turnat asfalt de către gospodăria comunală, iar lucrarea arată bine. Cu toate acestea, conform declarației de la sfârșitul lunii aprilie a primarului Teodor Neamțu, strada trebuia terminată în maxim 3 luni de zile. Termenul a expirat, iar lucrurile sunt departe de a fi finalizate.